Salut și bine ați venit la vlogul de Halloween! Bun, ce discutăm astăzi? V-am promis în episodul trecut de vlog că vom vorbi despre jocuri. Jocurile pe care le-am gândit pentru petreceri. V-am explicat eu. Câștigătorul fiecărui joc va alege filmul pe care îl vor urmări toți ceilalți. Vom ajunge și acolo, vom discuta și despre filme, dar mai încolo. Deocamdată de jocuri, pentru că astea le pot pregăti din timp și sunt mai ușor de... organizat. Bun, haide să vedem. Am pregătit un număr de 4 jocuri, deci 4 din filmele respective din seara aia vor fi alese de câștigătorul fiecărui joc în parte. Primul joc de fapt va fi din 2 jocuri pentru că e mai mare, deci de fapt vor fi 5 jocuri, dar unul e același joc care se va repeta de 2. Va fi Ghicește melodia. Mai exact. Am ales niște teme speciale, teme cunoscute din filmele horror, teme memorabile, foarte ușor de recunoscut, de altfel din filmele horror, ale personajelor horror, pe care în momentul în care le auzi, deja teoretic pentru iubitorii genului, imediat vor fi face o anumită corecție. Ok, jocul constă așa, eu voi sta undeva în față și voi începe cu prima temă pe care am de gând să o rulez. În momentul în care din cei prezenți va recunoaște tema și îmi va spune filmul, primește 3 puncte. În cazul în care nimeni nu cunoaște tema, voi da primul indiciu, care va consta în anul în care a fost făcut filmul, dacă e serie, câte părți are, când a fost făcut ultima parte. Dacă unul din cei prezenți va recunoaște momentul ăla filmul, va primi 2 puncte. Dacă nu, voi da următorul indiciu, cum ar fi, spre exemplu, erou negativ, monstru, dacă e în armat cu vreo armă, ce armă, spre exemplu, Freddy Krueger are ghearele și așa mai departe. Câte încă un indiciu. Dacă va fi cineva care va recunoaște, va primi un punct. În funcție de asta, dacă nu recunoaște nimeni, voi spune eu, sigur vor ști filmele, pentru că filme, le-am ales filme, cum zic eu, memorabile, filme, deja am ales temele. Dar pentru că sunt foarte multe, le voi împărți în 2 jocuri. Sunt peste 20, probabil că voi rămâne în 20 ca să fac un calup de 10 și al doilea calup iar de 10. Acesta va fi probabil primul joc al serii, cel care va deschide ambiental așa tot ce se întâmplă. Ok, bun. Câștigătorul, cel care are cel mai multe puncte, alege filmul. Pentru următorul joc, venim în vlogul viitor.